Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Studenții din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Moldova, de la Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design, și-au prezentat colecțiile cu care au promovat examenul de licență în fața unui juriu și a unui public prezent în sală. În sfârșit, după o perioadă îndelungată de studii și ședințe online. Cum a decurs prezentarea colecțiilor concepute pe diverse teme, dar și ce au ales să promoveze tinerii designer prin creațiile lor, veți vedea la emisiunea Fii Tânăr. De asemenea, veți afla mai multe detalii despre prima colaborare oficială a tinerilor artiști Stella Boțan și Cristian Condrea, care au lansat recent piesa Figura Ta, foarte bine apreciată de public, cu mii de vizualizări pe canalul de YouTube. Cine a scris versurile piesei? Cine a avut ideea clipului muzical în care multe scene au fost improvizate chiar în ziua filmării? Veți ști urmărind emisiunea Fii Tânăr! Sala de conferințe de la Centrul Industriilor Creative Artcore a devenit preț de câteva minute un podium pe care au fost defilate colecțiile create de studenții din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice de la Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design, specializarea modă și design vestimentar, care au promovat examenul de licență în felul acesta. Juriul format din profesori a apreciat înalt libertatea de exprimare prin creații a studenților, oferindu-le tuturor note de 10. O colecție s-a ales și cu mențiune. Ce alte surprize au fost la Artcore, vedeți din reportajul pregătit. Colecția ta acolo în spate, am și văzut-o, ai transformat cumva costumul bărbătesc în primul rând, ai avut și o rochiță, dar destul de largă, comodă, să zic așa. Cum a fost această pregătire acestei colecții? Care a fost sursa de inspirație? Plus minus am înțeles. Sursa de inspirație a fost costumul clasic bărbătesc. Cumva am încercat să creez o analogie între conceptul colecției, care foarte scurte, e despre a-ți asculta vocea interioară și toate regulile care există în societate, pe care lumea le urmează orbește, fără să-și pună semnul întrebării dacă asta rezonează cu dânsul sau nu. Cumva, adică check with yourself, să verifici cu sine. Și cumva asta e o metaforă pentru costumul clasic bărbătesc. E o piesă vestimentară care timp de 200 de ani practic nu a suferit schimbări majore. Și iată, eu am încercat să-l deformez, să-l ridic, să-l brodez, să-l combin cu stiluri mai necombinate.
care nu se mai combină cu dânsul. Dar spune-mi momentul ăsta când ai încercat să-l transformi, mărindu-i umerii cumva. O durat tare mult. Am făcut vreo... Înainte să coasem, să fac machete. Cred că la ăsta, mă rog, a fost vreo 9 machete pentru ca să obțin forma asta. Adică, da, a durat un pic. Construcții, chin, am chinuit toți profesorii, adică ambii profesori. Și cred că dacă... Asta o să sune foarte siropos, dar eu chiar am avut tare mare noroc să fiu la Academie și să lucrez cu doi profesori cei mai faini, cu tare mult interes față de ce și noi facem, care stau cu noi până la 9 seara și datorită cărora și s-a întâmplat, iată, asta în final. Singurul cred că nu duceam. Bine, eu cred că fiecare student este recunoscător profesorilor săi, ca să nu-i super pe ceilalți. Dar spune-mi ideea de a transforma, anume de a... Vezi că cumva ai lărgit sau ai făcut mărimile extra mari, scopul fiind anume asta, ca să permiți celor... Comoditate, să te simți liber în pielea ta, și rochea e largă și mare și are, chiar dacă e dintr-o stof transparent, așa, dar are buzunăriele și, adică, așa, comoditate, lejeritate. Am înțeles corect colecția cu pijama sau cu pernele a fost și cu mențiune, deci nota 10 și cu mențiune. Este adevărat, da, dar toate colecțiile au fost deosebite, cel puțin pentru mine, și de ce le-am dorit acestor tineri obraznici să fie și în continuare la fel de temerari, să experimenteze, ca să ne facă nouă viața tuturor mai interesantă și mai frumoasă, mai colorată. Sunt extraordinar de talentați și totodată vreau să menționez că în Academie de Arte de Muzică, Teatru și Arte Plastice se face școală serioasă, așa cum ați văzut. Pictură, grafică și design vestimentar, design interior. Mă bucur că pe parcursul acestor două zile în fața noastră au apărut tineri extrem de talentați și ne bucurăm cu toții, așteptându-i, bineînțeles, să confirme ceea ce am văzut în aceste zile pe parcursul deja întregii vieți. Tu te-ai inspirat din confortul pijamei de acasă, da? Când ai creat această colecție? Eu m-am inspirat de la vise. Pentru mine visele sunt o metodă de cunoaștere și de autocunoaștere. Eu consider că ele oferă multă inspirație și atunci când noi nu știm, mai ales în creație, poate avem nevoie de o abordare nouă a lucrurilor sau avem nevoie de uneori niște stranietăți. Și iată, de aici eu m-am inspirat și vreau ca oamenii să simte mai liberi, să simte așa ca în vis, adică nu la figurat vorbind, așa ca în vis. În afară de faptul că stofa este una naturală, dar ai și aplicat broderii, da? Pe fiecare piesă? Da, broderiile sunt elaborate la mașină de cusut, mânuită manual, adică direcționată în manual. Ele tot au niște simbolistice, nu sunt întâmplătoare, fiecare au explicație. Da, chiar aș vrea să ne apropiem de modele și uite, aici e o fetiță lângă un copac? Da, aici este o fetiță care smulge un copac din rădăcini. Aceasta simbolizează că noi singuri suntem răspunzători de unde ne conducem mintea. Aceasta, apropo, este creier. Copac, creier. Și noi suntem răspunzători unde ne direcționăm gândurile și cum va decurge viața noastră. Da, și gândurile sunt reprezentate de păsări, da? Zboară? În general, creierul, însă și ideea de creier, da, și păsările ca libertate, oferă libertate. Așa, acolo avem un alt animăluț, sub copac, iarăși un copac sau e pe copac? E pe copac, este pasăre om și la fel am vrut să redau libertatea în gândire.
Așa, următorul, dacă ne uităm pe mânecă, da, pe mânecă, hai să vedem. Și mai bine așa tot, așa, ca să vedem. Așa, ca să vedem. A, așa, aici e o mulțime de oameni, da? Aici am vrut să reprezint circuitul neîntrerupt al oamenilor, adică cum ei mereu sunt în viteză, sunt în mișcare, unde ceva fac mereu, undeva se duc. Și explică-mi perna, da? Perna și... Pernele sunt atribute care aduc gândul de vis, aduc gândul de somn și da, le-am folosit ca niște atribute. Felicit că ai avut această ocazie, da, să prezinți colecția așa cum eram obișnuiți noi cândva, pentru că din cauza pandemiei anul trecut am înțeles că nu ai putut să îți prezinți creațiile. Da, chiar anul trecut nu am putut să le prezint și a rămas parcă un gol în mine. Și când mi-a propus doamna Maia să le prezint Maia Veste, da, de ce nu? Adică să simt inspirația aceea, să simt momentul cealaltă, că doar e odată momentul cealaltă uimitor. Așa. Uite, eu am observat la toate colecțiile care le-am văzut astăzi, tu ai optat pentru altă nuanță de și stofa e diferită, dar chiar și încălțămintea, știi că am atras atenție și la aspectul ăsta. Da, la mine ideea principală era natural, este natural, rafia este naturală, încălțămintea tot trebuie să combine, tot într-un ansamblu, iar inspirația este de la stilul militar. Și m-am gândit după ce am văzut toate accesoriile, știi, de cap. Bine, și buzunarele, și mă uit chiar și la centuri, și la catarama de la mânici, da? Da, sunt și detaliile, eu tot am pus, adică chiar și nasturii tot sunt de acolo, și pălăriile, și epoleții, și gulerile. Ai optat pentru ce este natural. Stofa respectivă, într-adevăr, permite organismului să respire, deci nu transpire așa cum sunt alte materiale. Ele sunt libere, nu sunt pe corp. Ele sunt... Da. Poți să te miști, să alergi. Sunt naturale, corpul poate respira. Sunt la fel pe lângă in, rafie naturală. Este și lănița. Lănița tot e foarte mai călduță, mai frumoasă, mai elegantă. Tot ceva legat de tradițiile noastre. Că este broderie tot din tradiția noastră moldovenească. Ai participat, din câte am înțeles, și la anumite concursuri cu respectiva colecție? Da, eu am participat și la Yamania anul trecut, la Z Generation, în Cluj-Napoca, la Fashion Week și am fost și la casa noastră națională, Casa Armatei, tot ca să fie legătură, adică m-am inspirat de acolo, că eu am fost acolo, m-am inspirat de toate expozițiile ce era pe acolo și m-am gândit, nu, eu fac să fie de la armată, să fie stilul militar. Ce porți? E tot creație proprie? Da, eu tot port o creație proprie din colecție, n-am putut să n-o iau. Este foarte comodă, liberă, pot să alerg, pot să le ajut pe toate fetele să le îmbrac. Chiar și gențile le-am luat de acolo, adică ele doar au necesitate de apă și eu am făcut o geantă specială ca să poate purta și femeile noastre apă mereu lângă ele, că apa să bei este foarte sănătoasă. Mai ales acum, pe timp de vară, știi? Vreau să întreb fetele care au defilat diferite colecții, cum vă simțiți în această colecție? Foarte liber,
comod, cum și-a spus și colega mea. Pentru mine a fost prima experiență, prima colecție și chiar tare mult mi-a plăcut. Comod, foarte frumos. Mi-a plăcut, am crezut că mi-a să fie cald, dar nu, nu este cald, este liber și comod. Stella Boțan și Cristian Condre au lansat piesa Figura Ta, o primă colaborare oficială a tinerilor artiști. Muzica și versurile sunt semnate de ambii interpreți, iar videoclipul a fost realizat într-un mod neobișnuit, multe scene fiind improvizate chiar în ziua filmării. Cum a apărut piesa Figura Ta, dar și alte detalii despre colaborarea celor doi, veți afla urmărind reportajul care urmează. Să știți că avem soare și sper să nu înceapă a ploua ca să putem să povestiți așa din plin, pentru că aveți ce povesti. Mă bucur foarte mult să vă întâlnesc împreună și cu siguranță și cei de acasă vor să afle mai multe detalii despre această colaborare. În primul rând, vă felicit, da? Mulțumim tare mult! Este într-adevăr o colaborare nouă și pentru noi, pentru că am hotărât în sfârșit să lansăm o piesă împreună. Și rezultatul ne-a uimit, probabil că pe mine personal m-a impresionat foarte plăcut. Cumva așteptările mele nu erau atât de mari, dar piesa chiar are succes, are și vizualizări. Lumea îmi scrie că se aude și pe radio și videoclipul se urmărește pe YouTube, așa că ne bucurăm tare mult că astfel am ajuns la inimile oamenilor. Pentru mine asta a fost o experiență foarte frumoasă. Eu am primit foarte multă bucurie și foarte multe emoții pozitive în procesul și de compunerea piesei, și de aranjament, și de mixare, și de filmări. Desigur că aș vrea să se repete asta, dar noi cu Stella am decis că o să lăsăm cumva așa soarta să ne ghideze. Când va fi mai multă inspirație și se va primi organic asta, atunci vom decide să colaborăm din nou. Dar, de fapt, voi vă cunoașteți de mai mult timp, da? Ați mai avut și niște colaborări anterioare, aceasta fiind o piesă cumva oficială, așa? Asta este prima colaborare oficială, prima lansare de videoclip și de piesă comună care noi am făcut-o în colaborare. Până acum, mulți ani de zile, noi am colaborat într-un alt fel, am cântat împreună, am avut concerte. Cred că 5 ani în urmă am avut primul concert comun când cântam pe formația Wonder City și paralel la 47, da. La coreografie a fost foarte bine. Și de atunci cumva ne-am apropiat, am devenit prieteni și am început mai strâns să colaborăm. Versurile la fel sunt comune sau cine este de fapt autorul? Eu încercam să scriu versuri la piesa asta și nu-mi reușea, nu-mi ieșea nimic și într-o noapte nu puteam să adorm. Pe la vreo două, cred că m-am trezit. Am scris toată piesa, după care i-am arătat-o lui Cristi și el a zis, e super, dar hai să mai fac eu niște schimbări. Și respectiv el a ajustat-o așa ca să fie și lui comod și mesajul să corespundă și pentru el, pentru că, după cum știți, prima strofă e a mea, a doua strofă e a lui. S-a întâmplat așa, eram cu Stella în studio și am început să cânt ceva la chitară, ea s-a conectat și a început să predă Dumnezeu o melodie. Eu i-am spus, uite, e foarte bună, continuă așa, așa s-a născut refrenul, după care eu am compus strofa și ea, peste un timp, a compus niște versuri pentru refren și niște strofe, după care eu puțin am modelat partea mea de strofă și cumva așa a ajuns ca să fie și piesa comună, și versurile comune, și totul comun. Mai ales că eu venisem la studio, îl rugasem pe Cristi să mă ajute că vroiam să lansez o piesă nouă și apoi am hotărât, hai să o lansăm împreună, știi de ce? Dacă piesa e atât de faină, s-a memorizat refrenul ei pe loc și am zis ambii, da, are șanse și uite așa, Cristi a lucrat apoi mult mai mult la ea și când mi-o arăta, zice Stella, cântecul e foc. Și într-o dimineață, cred că pe la 6 m-am trezit și am ascultat versiunea demo și am zis, wow, da, da, o să fie bun.
se vindeca. Mai greu e fără fapte să poți iubi pe cineva. Dar cine n-a fost amăgit așa? Iubirea lui timp n-o poți măsura. S-a dus și soarele odată cu tot ce-ai spus. Acus înnecat în gânduri ce n-au răspuns. Păcat, dar pare că nimic nu-i adevărat decât figura ta în mintea mea. Nimeni nu mai poate să te rănească acum. Tate, vrei să pornești pe același drum. Și când simți că poți și ai ce schimba și-ai vrea să știe toți. Și videoclipul l-ați realizat într-un mod mai neobișnuit, ați adus echipa din spatele interpreților așa în fața publicului și chiar a ieșit un mix foarte interesant. Ne-am prostit profesionist, o să spun așa, dar am făcut-o cu conștient și am decis să includem și băieții care erau cu noi, care filmau, care lucrau de fapt la toată această producție în videoclip. Și ideea cumva mi-a venit gândindu-mă că întotdeauna oamenii aceștia stau în spatele camerei de luat vedere, dar ei sunt foarte importanți și le mulțumim Daiquiri Studio. De aceea i-am inclus în videoclip și Cristi a zis foarte bună idee, a fost de acord și el cu mine. Și mai departe a venit și el cu ideile lui de prosteală pe platoul de filmare. Și eu chiar m-am bucurat pentru că cumva l-am văzut degajat acolo și m-am bucurat foarte mult că uite ce poate provoca o piesă și un videoclip filmat spontan. Exact, într-adevăr, a fost o prosteală, dar e atât de frumoasă prosteala voastră. Îți mulțumim, da, chiar nu a fost, știi, scopul să fie ceva foarte serios și bine, nu știu, planificat din mult timp înainte, ci a fost o improvizație, că cam așa se face arta, știi, din improvizații. Pentru mine a fost foarte neașteptat. Eu am venit pe platou fără nicio așteptare, eu nu știam ce se întâmplă acolo. Noi n-am avut niciun scenariu pregătit, noi am zis așa, ajungem pe platou, filmăm ce ne vine în cap. Noi ne-am prostit acolo, am încercat să fim și serioși și mai puțin serioși și totul asta s-a primit așa un amalgam și am zis, uite, e bine și așa, e bine și așa, hai să facem o compilație din totul, din tot ce a ieșit. Și eu sunt satisfăcut de rezultat, chiar mi s-au întrecut așteptările. Sincer să fiu. Asta a fost cea mai interesantă experiență de filmare care eu am avut-o vreodată. S-a dus și soarele odată cu tot ce-ai spus. M-a pus înlecat în gânduri ce n-au răspuns. Te-ai dus și pare că nimic nu mai e de ajuns. Înnecat în gânduri ce n-au răspuns. Păcat, dar pare că nimic nu-i adevărat decât figura ta în mintea mea. S-a dus și soarele odată cu tot ce-ai spus. Apus, înnecat în gânduri ce n-au răspuns. Și pare că nimic nu mai e de ajuns.
voi vă știți de mai mulți ani, ați mai colaborat și anterior, chiar și pe atunci când erați în diferite formații. Eu cel puțin v-am mai ascultat, da? Tu mai ai o piesă, Inima ta sau În lumea ta, ceva cu, știu că erați împreună în... Da, Cristi m-a ajutat la, cu aranjamentul la chitară și cu linia melodică, da, la În lumea ta. La evenimentele la care lucrăm, bineînțeles că cântăm muzică diferită și hituri internaționale se întâmplă să cântăm, dar să cântăm și piesele noastre proprii. Și hiturile noastre le cântăm. Și hiturile noastre internaționale le cântăm. Îmi place cum sună, îmi place. Hiturile să spuneți personale. Mai des lucrul ăsta. Și voi, de fapt, sunteți în lumea muzicală, tu ai cântat în paralelă 47, tu în Wonder City, frumos. Așa, și practic înseamnă că vă cunoașteți cumva din acea perioadă. Noi ne cunoaștem de fapt de mult mai înainte. Eu am fost toboșar într-o formație în care Stella era solistă, se numea Cadence of Heart, și noi am scos o piesă împreună, cred că și-am dat câteva concerte. Da. După care iarăși multe s-au întâmplat, lucrurile s-au schimbat. Fiecare a început, s-a dus pe drumuri diferite și așa am ajuns astăzi să facem o piesă comună, după 9 ani de zile. Înseamnă că deja sunteți în procesul de coacere a unei piese noi? Alte piese care urmează să fie lansate, Stella, din câte știu, are câteva, eu la fel. Urmează să mergem pe calea asta. Noi cândva am discutat despre o eventuală colaborare în viitor, dar totuși am ajuns la decizia că hai să rămână așa, spontan și organic. Când va fi, atunci va fi. Noi o să avem răbdare. Da, o să... Până la urmă, știi, planurile astea de viitor, ele întotdeauna se schimbă. Și mai ales la femei, știi cum e. Azi poți să vrei una, mâine poți să vrei alta. În ceea ce ține de muzică mă refer, că aici e cumva haosul în viața mea, în creație. Azi poate să-mi placă piesa pe care vreau să o lansez, mâine să mă trezesc și zic poate mai târziu și o las undeva pe policioară și tot așa. Și dacă mâine apare o piesă super wow pe care zicem trebuie să o lansăm, atunci planurile se pot schimba, așa că așteaptă-te la surprize. Eu vă doresc mult succes și inspirație ambilor să creați piese proprii și de ce nu, așteptăm și o nouă colaborare comună exact așa ca figura ta. Îți mulțumim tare mult și îți mulțumim și pentru invitație și pentru interviul atât de cald. Mare drag! Eu îți mulțumesc mult că ne-ai scos aici pe acoperiș pe un timp atât de frumos. Afară e cald, primim un pic de vitamina D și sperăm să ne ajute asta să compunem mai multe piese și să avem mai multe interviuri cu voi. Dragi prieteni, atât v-am pregătit pentru emisiunea Fi Tânăr din această săptămână. Sper că eroii noștri v-au trezit admirație și ambiția de a vă găsi visele pentru care merită să depuneți eforturi în fiecare zi. Vreau să vă rog să aveți grijă de voi, dar și de cei dragi. Weekend liniștit și multă sănătate vă doresc. Pe curând!